acest episod voi recrea cele mai frumoase goluri din istoria Euro și sunt aici alături de doi prieteni de-ai mei, Petru și cu Alex, și ei mă vor ajuta pentru că golurile sunt extrem de grele. Așa că haideți să începem cu primul gol. Începe cu primul gol marcat de Michael Owen. James Owen is running to Michael Owen. Superb instinctive finish from Owen. Less than 3 minutes gone. Alex îmi va pasa din partea aceea, e undeva la linia de 16 metri, trebuie fără preoare, fără nimic, să mergi spre portarii, este portarul Petruș, și așa, pe exterior o să dau pe lângă el. Hai să vedem prima încercare dacă ne iese. Hai, Alex! Bă, destul de ok pentru prima, eu zic că a ieșit. Bună, a fost bună, a fost bună. James Owen is run through to Michael Owen! Superb instinctive finish from Owen! Less than 3 minutes gone. Bun, prima încercare a mea a fost bună, acum o să încerce și Alex să șuteze. Eu voi sta în poartă, Petruș va pasa. Încercăm să ne iasă cam la toate golurile la fiecare, să fie mai interesant. Hai, bă! Hai, că asta a fost bună! Asta a fost bună! Hai! Ce? Păi, dar ieși, portare, ce faci? Băi, ăsta a venit să strice clipul. Ai venit să strice clipul, băiatul ăsta, după ce că nu iese golul? Mai dă-mi una, că asta e bun. Dar nu intra în poartă! Păi, dar nu conta, era acolo aproape. Aha, hai, ieși! La golul ăsta se zice că doar eu am reușit să recreez. A fost o recreere din prima și a ieșit bună. Mergem la golul numărul 2. Mergem acum la un gol foarte spectaculos marcat de Mario Balotelli. Inside, Balotelli! His second is a stunner. And Italy are 2-1 before. Și pe lângă gol trebuie să recreăm și celebrarea aia lui. Ne dăm tricou, eu să facem așa muscle man. Pentru prima încercare, Alex îmi va pasa. E bună, e bună. Ah, da, e greu. Mai greu decât pare. Oh, greu. Mama, cum rupea asta. Bine. Următorul, hai. Mama, stau în bine. Păi, din păcate, mie nu mi-a ieșit golul ăsta. O să pun eu acum în poartă și vedem, poate iese lui Alex sau lui Petruș, o se pune. Partea asta din stânga, că sunt stângaci și din dreapta. E bună, hai! Aici! Și, vin! Bine, bă, era bună asta! Prima încercare a lui Petruș, foarte bună! Hai, mai încercăm o dată! Bun, și vincu! Ah! Da! Hai, stai în poartă, hai! Primul gol ne-a ieșit, al doilea suntem aproape de adevăr. Să sperăm că nu mai sunt execuții grele. Ăsta părea cel mai ușor și e cel mai greu. Bun, băieți, fiți atenți la asta cum iese. Balotelli, da? Hai! Nu pot să șutez ca lumea! Hai! Și! Aha! Și! Balotelli! Second is a stunner. Mario Balotelli. Half time. Inside, Balotelli. His second is a stunner. And Italy are 2-1 before half time. Hai, dat-o la veci. Cred că asta e cel mai bun de până acum. Ia zi, a fost bun. Recunoaște. Bun. Mergem la următorul gol. Băieți, acum după superba reușită la Balotelli, urmează un gol și mai frumos marcat de Zlatan Ibrahimović. Ibrahimović! There's a highlight! Boy, the game needed one! Va fi 1-2 aici, în jurul liniei de 16 metri, după aia un șut cumva cu interiorul, așa a prins-o Zlatan, care se ducă direct în vincul ăla. Vom încerca să ne apropiem cât mai mult. Eu încep, hai să fac și o demonstrație. Prima încercare, ia.
Hai că a fost bun. Bună, dar trebuie să dau pe sus. Dar e greu să dai cu latul așa. Cam așa, dar sus, mai scurt. Da, din păcate, încercările mele au fost slabe, rău. Era să acum și pe Alex și pe Petru să încerce. Eu nu mă simt la proba asta, nu mă simt. Dar e greu, mă, să dai cu lat. Hai, cadratul pe parte. Doi. Două pe parte, hai. Este gol. Hai, bacu, 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 Alexei. Ibrahimović! Ura! Vezi-o, mă, mă, e bun! E prima, mă! Ai, e bun! Nu pot să cred așa ceva! Băi! Zlatan, 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 bravo! Ibrahimović! There's a highlight! Boy, the game needed one! Din prima! Din prima! N-o scotea nici Neuer, nici Buffon n-o scotea pe asta. Să vin aici, apă, ciorogâr la Neuer. Băi, e bun! Din prima, așa, fără... Fără încălzire! Bravo! Golul episodului, bravo! Mergem la următorul gol. Bun, băieți, după un gol magnific reușit de Petru și Ibrahimović, va veni o centrare acolo de la Alex către mine și va fi un gol recreat de al lui Balotelli. Deci Italy and here's Balotelli, brilliant volley. My word, what a finish from Mario Balotelli. Only on as a substitute with 16 minutes to go. Revenind la golurile lui Balotelli, va fi un fel de semi-foarfecă. Nu trebuie neapărat să cad pe spate, doar să o lovesc așa, ceva în genul ăsta. Petru și-n poartă, Alex centrează, hai să vedem, prima încercare. Balotelli, da? Mai aproape, mai aproape de poartă. Da? Da! Și Balotelli, care-o? Eu! Pirlo acolo, centrează! Hai, Pirlo! Pirlo când avea părul scurt. Hai, numărul 7, hai să vedem! Ah! Bună! Aproape? Da. Da. Am. Hai mai dă una, Cosi. Mamă! Balotelli! Oh, incredibil! Yeah! Ultima fază! Balotelli careu! Balot! Da, mă, da! Bună! Nu e bună asta, băieți. Hai, încercați voi. Dai tu, Alexe. Are Barella. Băi! Haide, băi! Ai dat-o la mori! A dat-o la cimitir! Nu! Hai, bună centrare! Și centrarea lui Pirulo! Bun! Palo. Palo, palo. Hai să-ți dau ție, Petrușe. E bună, e bună. Haide! Hai. Bine, Mamă, ce bună a fost. E frumoasă ea. E bună. My word, what a finish from Mario Balotelli. Acum, băieți, urmează un gol trist pentru fanii români și anume golul lui Payet din 2016, din primul meci al campionatului european. Acolo a fost un dribbling al lui Payet, cam aici la linia de 16 și după aia un șut senzațional direct în vincul. Așa că voi încerca, eu voi da cu dreptul ca să am mai multă șansă de reușită. Va fi Petru sau Alex care va sta aici să dribble și un portar. Payet. Ha. Bună, dar mai sus. Mai sus. Asta am intrat cam mult în careu. Haide! Bună! Bună, mai sus. Bine, Paie! Dimitri Paie! Opa! Trece de chiricheș! Prea jos! Mă duc în poartă. Paie, Paie, Paie! Bun, ce schemă?
foarte rar. Dacă stătea după ei, așa. Mie să nu ți-o dau peste garbă și pas. Aaaa, du-te și după aia. Bine? Mai dă-mi una. Hai, Răduț! Răduț! Frumos cadrată, dar dacă era mai sus, era senzațional. Chiricheș. Mai sus. Mai bag un pic acolo. Dimitri Paie. Stai că e Tătărceanu la semințe. Hai, Tătărceanule. Facem, facem. Haide, bă, slavule. Stai așa, să termin filmarea, imediat. Aoleu, bă, dar nu vreau. Mai dă una, mai dă și mie una. Dimitri Paie. Hop. Suntem români și de-aia. Paie. Dimitri Paie! Bun, băieți, încercăm acum călcâiul lui Zlatan Ibrahimovic. Freddy Ludwig goes over the goalkeeper. Got this, got in! It's Ibrahimovic! Sweden a level! Și o să primesc pasa de la Alex cu mâna așa pe sus. Hai să încerc numai eu. Hai, prima încercare. Bun. Asta cred că a ieșit. Goes over the goalkeeper. Got this, got in. It's Ibrahimovic. Acum mergem la ultimul gol marcat de Cristiano Ronaldo. Ronaldo's made his move. It's Ronaldo. Cristiano Ronaldo's. Urmează golul lui Cristiano Ronaldo, pasă de acolo de la Alex în careu. Petru va fi fundat. Nu avem portar. Hai să vedem dacă ne iese, călcâie așa. Cam asta, dar un pic mai tare. Ia. Aproape. Hai! Ah! Ah! M-a speriat. Prea în față. Merge! Ronaldo's made his move, it's Ronaldo! Oh, sensational! Și cu asta, băiți, am recreat majoritatea golurilor din acest episod. Îi mulțumesc lui Alex, lui Petru pentru participare, lui Alin în spatele camerei și mie că am supraviețuit. Cu data viitoare, nu uitați să dați like. M-am pupat. Ciao, ciao.